Bună ziua, dragilor! Astăzi un pic de teorie și un pic de cântecele. Ăsta e ritmul, 90 de pătrimi pe minut, uitați. Luăm bloc flutele prima dată. Prima transpunere este în fa major. Și acum rar. 0, 3, 5, 5, 3. Si bemol, da? Și refrenul, începem cu do de sus, 0, 0, 1, 0, si bemol, da? Melodia se termină în fa, este în fa major. Nu întotdeauna ultima notă dă tonalitatea melodiei, dar aici se respectă. Ok? Și a doua tonalitate, în sol major, vom avea un fa diez. Ia să vedem. Doar că nota nu apare în acest cântec și vom avea doar note naturale. Nu vă lăsați ispitiți să spuneți că e în do major. Da, se termină în sol, deci este în sol major. Începem cu 1, 4, 6, 6, 4, da? Și mi sau cu jumate de gaură acoperită. Bine, teoria spune cu jumate de gaură, cum vă vine mai ușor. Ultima transpunere în do major, da? Începem cu sol, cu 4, 4, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 0, da? Așa, ra. Atenție, da, cam greu, sol 6 și la 6, da, cu jumătate de gaură acoperită, 4. Dacă exersați, puteți să luați și sol 6 și la 6. Ok. Și acum trecem
la un fluier în, e în gama do major, doar că fluierele ciobănești se iau la trei găuri libere, da? Deci el este fa. În fa major, de ce? Se cântă în mai multe game majore. Deci asta e do major. Fa major, da? Începem în fa major, da? Vom avea un si bemol. Și cam atâta. Bun. Da? Deci urmăriți. 0, 3, 5, 5, 3, 4, 4, 3, 5, da? Ok. Rar. Și 0, da? Toate găurile acoperite, se suflă un pic mai tare. Da, cum am spus, sol major. A doua transpunere, nu avem decât note naturale pentru că nu avem nota fa diez. 1, 4, 6, 6, 4, da? Cu 1, suflați un pic mai tare. Și ultima transpunere în do major, începem cu 4, 4, 0, 2, 2, 0, da? Da, suflați un pic mai tare. Bun, și acum trecem la fluierul în la. Da, cu toate găurile acoperite, gama la major. Ok, și cum v-am spus, fluierele ciobănești, ele se denumesc la trei găuri libere sau la trei găuri acoperite, cum vreți dumneavoastră. Și vom avea la cu re. Da. Re, da? Re. Da, re major. Așa, începem prima transpunere, începem în re major, vom avea 6 bemol, cam atât. Deși aici aveți 2 dieji la cheie, țineți minte, doar 6 bemol, deci dacă ați urmărit la do major sau do cu fa, aici avem un si bemol. Este gama un pic mai jos, în re major, avem 6 bemol, da? Începem cu 0.
Și refrenul. Deci notația, dispunerea degetelor este identică ca la fluierul în do major, do cu fa. De aceea se păstrează 0-3-3, 0-3-5-5-3, da? 0-3-5-5, da? Foarte simplu. A doua transpunere, așa, avem în mi major. Cum am spus, ar fi un diez aici, a trei diez, doar că nu îl cântăm, nu e în melodie. Doar note naturale. 1, 4, 6, 6, 4, 5, 5, 4, da? Așa, începe cu o gaură liberă. Și la octavă, suflați un pic mai tare. Și a treia transpunere, în la major, da, începem cu 4, 4, 0, 2, 2, 0. Sufla stare, da? Ok. Și acum un pic de teorie. Deci ăsta este roza gamelor, se spun așa. Aici avem cum puteți foarte simplu să știți care sunt gamele fluierului, da? Deci dacă el începe cu la, da, la trei găuri descoperite va fi re, re major. Dacă el este în re, va fi la trei găuri sol, dacă fluierul este în sol, la trei găuri este în do. Da? Dacă e în do, va fi cu fa. Da, deci această roză vă este foarte utilă să știți care fluier ce, în ce tonalitate este. Da? Dar să fie de la un meșter bun, să nu sună fals. Da? Luați fluiere bune, că altfel vă chinuiți. Și pentru dumneavoastră, un pic mai repejor. Mulțumesc, vă aștept la următoarele prezentări.